Telefoanele mobile, tabletele, aparatele foto sau orice alte dispozitive electronice ar putea avea un încărcător unic. Comisia Europeană a propus ca USB-C să devină portul standard. Măsura are drept scop reducerea poluării mediului cu acest tip de deșeuri. Mai mult, grație tehnologiei de încărcare rapidă, se va elimina una dintre practicile la care apelează mai mulți producători, limitarea vitezei de încărcare atunci când se folosesc alte accesorii decât cele originale. Mai mult, o persoană va putea să aibă un singur încărcător pentru toate dispozitivele electronice pe care le deține.